Procesori, după o zi de liberă, când putea fiecare să fie în familie, e frumos să fim în casa Domnului. Și aș vrea să vă spun, noi îi spunem că venim pentru Domnul, dar în primul rând venim pentru noi. Venim pentru noi. De aceea Dumnezeu să lase Duhul Sfânt să ne cerceteze în continuare. Având în vedere că S-a anunțat că veți intra cu sanctuarul, cu clădirea în renovare, să știți că intervine o stare de relaxare. Ca unul care a trecut și biserica noastră, prin, și încă chiar acum, noi am început și noi de la începutul anului o renovare a sanctuarului, striga Duhului Dumnezeu ceva pentru biserica Bethel din Detroit, valabil și pentru voi de aici. Și spunea Duhul Sfânt. Nu renovați doar interiorul clădirii. Renovați-vă și inima. Știți, în săptămânile care urmează, poate unii se vor relaxa și vor spune: Nu avem biserică, planuri peste planuri, poate relaxare, dar există și un pericol. Există pericolul în relaxare să nu mai fi adusă în mijlocirea, în relaxare să fie uitate sfaturile Domnului, în relaxare poate să treia ca o zi în care să uiți să ceri o crotire Domnului peste tine și casa ta. Există pericolul de a sta și a nu plăti atenție în privința faptului că în săptămânile acestea Domnul vă va pune la examen. Acesta va fi un examen pentru Biserica Domnului de aici. Va fi un examen pentru familii, va fi un examen personal și va fi un examen pentru voi ca și Biserica Domnului, ca și trupa lui Hristos. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să dea putere să puteți să treceți examenul cu bine. Noi venim la adunare ca la școală. Aici este școala vieții aici este școala unde ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ne aducem aminte când eram noi elevi, acum mai modern, nu mai e ca acum 40-50 de ani. Dar dacă nu erai atent la ore, la, la atent la ce se preda, nu mai învățai nici acasă, te trezeai cu consecințele. Eram elev și nu-mi plăcea când aveam câte un profesor și dintr-o dată venea la ore, făcea prezența și spunea lucrare de control. Ne lua prin surprindere. Și atunci începeam să șușotim unii cu alții. Știi ceva? Știi ceva? Ajută-mă! Vezi că o să te întreb. Ar vrea să vă spun din partea lui Dumnezeu. Săptămânile care vor urma vor fi niște zile în care Dumnezeu va îngădui să fie pus testarea pe unele suflete și pe unele familii și pe dumneavoastră ca biserică. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe dumneavoastră și pe toți cu veghere. Am citit, s-a citit pilda aceasta, pilda fecerilor, care e o pildă care e foarte predicată, foarte testată, învățată, diferite păreri, dar aș vrea să vă spun că eu văd principalul în versetul 13. Nu în faptul că sunt cinci fecioare înțelepte și cinci neînțelepte. Eu văd esența acestei pilde. Este primul cuvânt din versetul 13. Vegheați! Și în seara aceasta, după atâtea lecții, după atâtea cercetări, după atâtea cântări, după ce am cântat frumos, am vorbit frumos despre faptul că Domnul a murit pentru noi, Faptul că a înviat și este viu. Aș vrea ca în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să ne verificăm unde ne încadrăm acum. Că noi oricum ne încadrăm. Domnul are așteptări de la noi. Nu avem așteptări de la Domnul. Avem planuri, avem întrebări, avem dorințe, punem pe Domnul la încercare, am vrea să ne dea călăuzire. Vrea să ne răspundă dacă să vindem casa, dacă să nu vindem casa, dacă să ne... cu cine să ne căsătorim, dacă să ne mutăm, dacă să nu ne mutăm, ce se va întâmpla, dacă vrășmașul ne va ataca. Avem multe lucruri care ne frământă în viața noastră. Dar de multe ori uităm cel mai esențial lucru. Domnul are așteptări de la noi. În fiecare zi. El nu are așteptări doar duminica. El nu are așteptări doar lunea sau miercuri, când este program. Domnul are așteptări de la noi în fiecare zi. Și după atâtea serbii necuvântate, să știți că Domnul are, are niște așteptări de la fiecare suflet, nu numai de la cei din fruntea poporului, nu numai de la cântăreți, de la fiecare dintre noi. Domnul are niște așteptări. Și noi ori corespundem așteptărilor Lui, ori nu corespundem. Nu există zona gri. Noi ne place să avem o zonă de mijloc. Dar pe calea Domnului nu există decât două căi. Și noi suntem pe una dintre ele. Nu suntem pe una din mijloc. Nu există. Asta e inventată de, de oameni. O cale așa că Domnul e bun și bunătatea lui Dumnezeu și îndurarea lui Dumnezeu. Dar Domnul are așteptări și noi suntem ori pe calea Domnului, pe calea îngustă, ori suntem pe calea lată. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne punem fiecare din nou pe cântar. Eu n-aș vrea să aud cuvintele care s-au citit din versetul 12. Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Ați vrea să auziți cuvintele acestea? Toți vrem să auzim că ne cunoaștem. Dar ca El să ne cunoască în ziua întâlnirii, Trebuie să-L cunoaștem noi aici pe pământ în fiecare zi. De multe ori îmi place să folosesc exemplul acesta. Spuneam în Statele Unite, te-ai putea duce să intri în fabrica Ford. Să găsești o uniformă, să pătrunzi acolo, să ajungi să lucrezi într-un loc de muncă, la o linie, undeva, să cunoști oameni, să cunoști un supervisor, să muncești efectiv o lună de zile. Și când este zi de salar, să te duci să ridici salarul și să auzi, dar tu nu figurezi în statul nostru de plată. Cine ești tu? Și ai putea să am argument, păi, uite, cunosc pe supervisorul ăla. El m-a văzut la lucru. Da. Uite, cunosc colegii ăia. am făcut colegi cu ei, am muncit o lună de zile cu ei. Da. Dar tu nu figurezi ca angajat în, 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 în registrul nostru. Oficial. Neoficial, nu știu cum a intrat, dar oficial, tu nu figurezi. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să ne uităm cum veghem. Cât timp trebuie să nu veghezi la volanul mașinii? Zece minute? Un minut? Nu, o, o clipă de neatenție. O clipă de neatenție și se poate întâmpla o nenorocire. O clipă de neatenție și ai trecut și am văzut că și pe aici stau poliție ca în America. Ascunși prin tufișuri, nici nu știi pe unde sunt. O clipă de neatenție. Eu de multe ori mi-aduc aminte când mă grăbeam și era, eram neatent. Că mă grăbeam, că trebuia să, de, să ajung undeva. Și în fața mea viteza pe stradă era de 25 la oră. Și în fața mea era o, o, bătrână cu o mașină, o vedeam, o femeie mai în vârstă și așa și fi să o depășesc. Așa, dar ba era linie continuă, ba era curbă și așa parcă simțeam, auzeam o voce. Dar stai liniștit. Dar dacă e poliția aici? Și o clipă de neatenție. Harul Dumnezeu a fost că m-am înfrânt așa și am stat liniștit, am zis, la prima, interse prima, intersecție sau la primul drum, parte de drum drept, cum vine, o depășesc fie ce o fi pe linie continuă, că mă grăbesc. Că aveam planul meu, direcția mea. Dar așa a făcut Dumnezeu că după o curbă așa, când am trecut, drept în așa ascuns între tufi și era un polițai. Și așa de liniștit am fost, așa desmerit am fost, încă am spus în gândul meu, Dumnezeu să te binecuvinteze, babă. Am zis așa în mintea mea. Cât trebuia? O clipă de neatenție. Un moment numai să depășesc și mă costa trei puncte, carnetul luat, bani în plus la asigurare. frați și surori, Dumnezeu vrea în vremea aceasta să ne învețe așa cum s-a amintit, credința și când avem credință înseamnă și veghere. Doamne ajută-ne să avem veghere pentru că Dumnezeu are niște așteptări de la noi și are niște priorități care le pune în viața noastră. Și dacă biserica Domnului de aici, dacă dumneavoastră și familia dumneavoastră nu vă veți uita la prioritățile care le vrea Domnul, o să poate o să mergeți în continuare și o zi, o săptămână, două nu se va întâmpla nimic. Dar vrășmașul dă târcoale cu furie. Și pe lângă cel rău care dă târcoale cu furie, este Domnul care vrea și are așteptări și are niște priorități care vrea să fie în viața noastră. Și prima prioritate aș vrea să vă aduc aminte. Nu uitați, chiar dacă nu veniți la casa Domnului, nu uitați la casele voastre să vă rugați pentru ocrutirea Domnului. Peste voi și copiii voștri. Și nu uitați să vă rugați pentru cei ce lucrează aici, Dumnezeu să păzească să nu se întâmple accident. Este foarte important. Noi am avut biserica în construcție 2 ani de zile. Și am lucrat cu copii și cu frați și cu surori acolo. Și Dumnezeu în doi ani de zile ne-a păzit și nu a fost niciun accident. Frații acum lucrează de vreo câteva luni de zile. Și punctul principal care frații mereu lamenteau, să ne rugăm pentru ocrotirea celor care lucrează la casa Domnului. Dumnezeu să lase ocrotirea și aici. Prioritățile noastre câteodată țin de pământ. Noi vrem să mergem în cer, dar vrem să aducem cerul pe pământ. Noi vrem să mergem în cer, dar vrem să aducem cerul pe pământ. Să trăim așa, liniștiți, binecuvântați și Domnul Isus ne-a chemat să mergem spre cer și să ne desprindem de pământ. Doamne, ajută-ne să ne verificăm. Pentru că săptămânile acestea, pentru dumneavoastră, va fi un timp de verificare. Cât delegați sunteți de casa Domnului și cât delegați sunteți de pământ. Când a început pandemia, mulți dintre prietenii mei care sunt păstori îmi spuneau, știți cine mă sună cel mai des și mă întreabă când se deschide Biserica? Oia care nu veneau la adunare. Oia care veneau din când în când cum spunem noi românii, din an în Paște. Ăia mă sună. Știi cine mă sună și mă întreabă când se va da cina? Aia care nu veneau la cină. Ăia erau cei mai interesați. Când se va da cina? Ei dintr-o dată și-au schimbat prioritățile. În seara aceasta, Dumnezeu are niște așteptări și vrea să fim pregătiți. Se vorbește mult și așa se spune că este o perioadă de ațepire și ne uităm la textul care s-a citit și vedem că toate fecioarele au ațepit. Da, dar e o diferență. Sunt câteva diferențe între fecioare. Și aș vrea Dumnezeu în seara aceasta să ne ajute să ne verificăm noi din care fecioare facem parte. Că încă suntem în viață, încă suntem în Casa Domnului. Avem prilejul să îndreptăm ceea ce nu este bun în viața noastră. În primul și în primul rând, chiar dacă va fi o ațepire și. Parcă se pare că se duce spre așa ceva. Nu-i totuna să adormi pregătit și să adormi pregătit. Noi în familie am avut un exemplu, unul cel mai mic dintre copii, am observat și eu de câteva ori că mă duceam să-l trezesc și când spunea, hai îmbracă-te să te duc la, la bas. Și am văzut de câteva ori că era se dădea pătura la o parte și el era gata îmbrăcat. Era gata numai să-și ia papucii și să fie, să-l duc la bas. am întrebat și a spus, soției mele, tu ai văzut că el doarme mi îmbrăcat? Da. și de ce? Ca să nu mai, să fie mai ușor dimineața, să nu trebuiască să se îmbrace, se îmbrăca de seara și dormea îmbrăcat. Cam așa ar trebui să fim noi. Cam așa ar trebui să fim noi. Să ne verificăm dacă noaptea aceasta, noi cântăm o cântare, tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să fii. Haine împătată, pătată nu curată. Ce fac eu dacă vii? Așa ar trebui să fim noi. Eu trebuie să fiu pregătit, chiar dacă vine ațipirea. Chiar dacă vine ațipirea, eu trebuie să fiu pregătit. Că venirea Domnului s-ar putea să fie oricând, pentru fiecare dintre noi. De aceea, Doamne, ajută-ne să putem să fim îmbrăcați. Dar nu îmbrăcați cu hainele astea care. Nu aud că cineva că eu am dat în demn și am dat în exemplu și cineva să aud că se culcă îmbrăcat să ne ajute Dumnezeu să fim îmbrăcați cu hainile neprihăniri, cu veghere. Aș vrea să stăm puțin în fața cuvântului lui Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu să ne uităm la viața noastră. Noi putem trăi și să trăim o formă de evlave. Și am auzit de multe ori, în diferite locuri, Duhul Sfânt spunând că vede în popor de multe ori forme de evlave. Și formele de evlave, frați și surori, nu sunt bune. Pentru că noi putem fi morali dar nu spiritual. Noi putem fi morali, Dar nu suntem spirituali. Și Domnul nu ne vrea oameni morali, doar. Domnul ne vrea oameni și moral, și spiritual. Și dacă ar fi să facă domnul o diferență, ar putea să ne spună tu ești moral, dar tu nu ești spiritual. În seara aceasta, Duhul Domnului vrea să ne cerceteze și să ne uităm în viața noastră. Suntem doar morali sau suntem și oameni spirituali? Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, găsim oameni morali în pilda fariseului și a și din Luca 18. Fariseul era un om moral. Făcea bine, făcea milostenii, postea, se ruga. El era moral, în ochii lui era moral. Și oamenii morali, de cele mai multe ori se văd morali în ochii lor. Dar ei nu sunt spirituali. Și de ce? Pentru că oamenii care sunt și moral și spiritual au dragostea lui Dumnezeu în ei. Oamenii care sunt și moral și spiritual, ei nu se uită de sus în jos. Fariseul era un om moral, dar îi lipsea spiritualitatea omului care simte că și el are greșeli, simte că și el are slăbiciuni și el are nevoie de iertarea Dumnezeu. Nu se compară cu alții. Și nu vă supărați de cele mai multe ori se întâmplă fiecare să trecem printr-o anumită fază când suntem moral și cădem în fariseism. Și Domnul nu-i plăcea fariseismul. Pentru că spunea el că fariseii erau fățarnici și Domnul ura fățărnicia. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să păzească Biserica Domnului de fățărnicie. Știți, câteodată suntem moral și dăm mâna cu frații. Pace, frate! dar se uită Domnul în inima mea, se uită Domnul în inima ta. Și dacă eu spun pace și n-am pace, sunt un om moral, fac ceva moral, am o închinare, am o formă, dar nu sunt omul spiritual. De aceea Dumnezeu să ne ajute să fim oameni spirituali. Ce înseamnă să fim spirituali? Oamenii spirituali n-au neprihănirea lor. Oamenii spirituali nu au mult eu, 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 eu. Oamenii spirituali întotdeauna îl pun înainte pe Domnul. Întotdeauna vorbesc de Domnul. Întotdeauna îl binecuvântă pe Domnul. Oamenii care știu că sunt binecuvântați de Domnul și sunt oameni spirituali, nu se laudă să vezi tu ce am făcut eu, ce înțelepciune am avut eu, ce geaburi am făcut eu, ce clădiri. Toate care le avem, le avem prin îndurarea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o întâmplare care am citit-o între unul mare predicator care îi plăcea să viziteze un spital de nebun, cum spunem noi, un spital de psiatrie și se ducea și mai stătea de vorbă cu unii dintre oameni și într-o dimineață l-a întâmpinat un om de acesta care era nebun. Și l-a întrebat, pastore, ce faci? Și eu, Mulțumesc lui Dumnezeu bine. Ei mulțumit azi lui Dumnezeu? Da, i am mulțumit. Dar ai mulțumit că nu ești nebun? Și s pastor pastorul acesta și a zis, la asta nu. Nu m-am gândit niciodată să mulțumesc lui Dumnezeu că am o minte întreagă. Noi de multe ori, și spuneam și seara trecută, de multe ori, în mod special, nu numai tineri și ceilalți, luăm lucrul acesta ca și cum ni se cuvine. Că Dumnezeu ne binecuvintează cu viață, cu mișcare. Și de multe ori luăm decizii în viața noastră. Și noi, mai ales cei care suntem botezați cu Duhul Sfânt, aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să nu facem nimic fără Duhul Sfânt. Oamenii spirituali se lasă conduși de Duhul lui Dumnezeu. Și se amintea aici și cuvântul Domnului, care este argumentativ pentru noi, îl găsim în mod special în Ioan, și capitolul 16, spune versetul 13, ceea ce le spunea Domnul Isus ucenicilor, când va veni mângâietorul Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, că cel nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Și tot Domnul Iisus le spunea ucenicilor Ioan 14, dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care va trimite Tatăl în numele meu, vă va anunța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Întrebarea în seara aceasta, fiecare să ne uităm la noi, suntem morali sau spirituali? De multe ori, frații și surori, aș vrea să spun că suntem oameni morali. Dar de multe ori ne lipsește spiritualitatea. Pentru că vorbim că avem Duhul lui Dumnezeu, dar apelăm la Duhul lui Dumnezeu numai când credem noi, când ne convine nouă, când avem noi, vedem că suntem la încurcătură. Și de cele mai multe ori, puși la încurcătură, sunt proroci. Când primesc telefonul, și spune, frate, acum, roagă de pentru mine că am nevoie de un răspuns de la Domnul. Eu obișnuiesc să-i întreb pe mulți, dar tu cât ai rugat? Că e ușor să pui pe altcineva să se roage. Și dacă acel altcineva îți dă un răspuns venit de la Dumnezeu, care nu-ți convine, e ușor să spui că n-a vorbit prorocul. În seara aceasta, două sunt, îmi spune mie și îmi spune ție, cât te lași condus de Duhul Sfânt? Cât te lași condus de Duhul Sfânt? Doamne, ajută-ne să ne lăsăm totdeauna conduși de Duhul Sfânt. Eu am multe exemple care aș putea să le dau. Că Duhul Sfânt se implică. Se implică și la luarea unei case. Se implică și la cumpărarea unei mașini. Se implică în căsătorie, dacă îl întrebi. Se implică la mutarea dintr-o țară în alta, dintr-un loc în altul. Se implică. Eu așa cred. Numai dacă îl întrebi. Numai dacă îl întrebi. Dacă îl implici Dumnezeu, îți dă călăuzire. Și avem multe exemple în cuvântul lui Dumnezeu. David era omul care îi plăcea Dumnezeu de el. De ce? Pentru că David îl întreba pe Dumnezeu. Să mă duc? Du-te. Să mă duc? Nu te duc. Așteaptă. Oamenii care întotdeauna s-au încrezut în Dumnezeu au fost oamenii care au fost spirituali. Noi de multe ori suntem înfrânți. Știți de ce? Că avem planurile noastre, întrebăm pe oameni, întrebăm un realistet. Păi, să cumpăr casa asta și tu îl crezi pe realistă. Cumpăr o e o zonă bună și să vezi tu că în 2-3 ani o să se schimbe și o să urce prețurile și o să faci câștig. Și te încrezi într-un om. Un om care are pronosticuri. Un om care pe ce se bazează? Pe ce aude și el dintr-o parte și din alta. N-are nici el 100% nimic. Și noi de multe ori credem pe oameni mai mult decât l-am crede pe Dumnezeu. Întrebăm pe oameni mai mult decât l-am întrebat pe Dumnezeu. Și când vedem că oamenii nu mai au soluții pentru noi, când vedem că ne încurcăm, apelăm la Dumnezeu. Și de uneori Dumnezeu tace. Și uneori Dumnezeu ne lasă în deciziile care noi le-am luat greșite și trebuie să plătim un preț. De aceea să ne ajute Dumnezeu în seara aceasta să ne verificăm dacă suntem moral sau spiritual. Doamne, ajută-ne să fim și moral și spiritual. Amin. Apoi, o altă diferență între fecioare este că poți să fii cu frații la părtășie, dar nu în părtășie. E o mare diferență. Noi putem fi la adunare. Fecioarele înțelepte și neînțelepte erau împreună. Toate erau acolo. Toate au avut un dilem. Dar a fost o diferență. A fost o diferență. Unele din ele, cinci din ele au avut și rezervă. Și cinci nu au pus importanță pe rezervă. Aș vrea să vă spun că rezerva încă putem să ne umplem în vremea de acum. Încă se mai poate strânge în rezervă. Dar vine o vreme când nu se mai poate strânge în rezervă. Ce s-a întâmplat între 2020 și 2022 a fost doar un avertisment al Domnului. Și Duhul Sfânt strigă pentru tot pământul. Strigă și pentru Australia, strigă și pentru America, strigă și pentru Europa. Că se pot schimba vremurile dintr-o dată. Se poate schimba dintr-o dată ceva. Se poate auzi ceva. Se poate începe ceva. Se poate nărui economiile lumii. Lucru care mulți nu-l pot crede. Și se poate să se instaureze un haos pe pământ. Dar noi suntem chemați la părtășile noastre. Să nu fim doar la părtășie. Domnul ne cheamă să fim în părtășie. Domnul ne cheamă să avem în legătura noastră frățească dragostea lui Dumnezeu, îngăduința și bunătatea lui Dumnezeu. Noi putem spune că suntem în lumină și avem părtășie, dar câteodată lumina este pusă pe noi. Și în zilele următoare, nu știu cât, poate doar astea, câte o sus frații trei săptămâni, dar eu cred că va fi și în continuare. Dumnezeu va pune lumina când pe unul, când pe altul. Dumnezeu ne va încerca pe dumneavoastră, ne va încerca și pe noi. Și de ce? Pentru că El este un Dumnezeu celos. Noi putem să fim la părtășie, dar nu în părtășie. M-am întrebat cum de cele cinci fecioare au avut rezervă în vas. Și cum? Au văzut o importanță să aibă rezervă în vas. Auzeam Duhul lui Dumnezeu că în vreme de acum încă, încă putem să mai strângem în rezerva noastră. Putem să mai strângem unde lemn. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne lumineze pe fiecare, să ne verificăm. Câtă rezervă ai? Este un exemplu foarte simplu. La noi în Detroit, în America, când intri în statul Utah pe o anumită porțiune, probabil că aici există tot așa ceva. Am înțeles undeva într-o porțiune a Australiei. Este un indicator care dacă nu plătește atenție la el, ai încurcat-o. Pe indicatorul ăla scrie următorul gas station, următoarea stație de benzină este la undeva la 300 de mile. Fii sigur că ai rezervorul plin. Dacă nu ai plin, întoarce-te și umple și dacă nu ești atent, te duci și intri. Am trecut o singură dată pe acolo și am avut o experiență care, nu uit, Un, undeva în dreapta era o mașină răsturnată cu parcă niște oameni, dar cineva mi-a zis să nu oprești nicăieri, că se poate să fie niște bandiți și n-am oprit. Am mers pentru că știam că am în rezervor benzină, până la următorul punct în care puteam să mă alimentez. Domnul Pune în vremea aceasta la dispoziția bisericii sale, cuvântul sau Duhului Dumnezeu, posibilitatea să-l căutăm pe Domnul. Pace, libertate. Domnul ne dă posibilitatea să fim oamenii care, în legătura noastră frățească, să luăm aminte la cuvântul Domnului. Ați venit în seara aceasta la rugăciune, dar amintea și fratele aici. Dacă am venit doar la rugăciune și nu plecăm de aici, întăriți. Cu o credință care să crească, hotărât să căutăm fața Domnului în zile următoare, s-ar putea venirea noastră să fie doar o venire de formă. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să putem să ne verificăm cum este legătura noastră pe orizontală cu frații, pentru că nu putem spune că avem o legătură bună cu Dumnezeu și să nu stăm bine cu frații noștri. Nu putem spune lucrul ăsta. Dacă în legăturile noastre. Există momente, există oameni, există surori, frați, există familii care nu îi putem vedea. Dacă în inima noastră avem prizonieri și doar avem o poză frumoasă, atunci suntem oamenii care ne încadrăm foarte ușor în rândul fecelor neînțelepte. De aceea, așa cum Duhul Domnului va vorbi dumneavoastră puneți accent pe legătura frățească în perioada care vă stă înainte. Nu vă spun eu ce să faceți, dar vă amintesc ceva. Undeva a fost o situație de asta când nu s-a putut merge la adunare. Și Duhul Domnului a început să cerceteze familie și a zis du-te și vezi pe fratele cu tare. Și a început cu păstorul bisericii. Un grup de frați au zis în perioada asta hai să ne facem timp și o să începem să vizităm câteva familii din biserică. Și a început cu pastorul bisericii. Și a ajuns la pastorul bisericii și l-a întrebat, frate pastor, când a fost ultima dată când v-a călcat cineva în casă din biserică? Dar nu ca să vină să îi rezolvați o problemă, să aibă o reclamație, să aibă o plângere, să stabilească o nuntă sau nu știu ce. Când a fost cineva care din biserică să vină să Spune, am venit să te vizităm, frate păstor, să vedem ce mai faci tu și casa ta. Spunea el, s-au gândit fratele așa, s-au gândit și au zis, păi să fie vreo 14-15 ani. În vremea care vă stă înainte, aveți prilejul ca biserică să refaceți și să întăriți legătura frățească. Dumnezeu să vă Să nu slăbească. Nouă, două sânt ne spunea să nu vă întoarceți în adunare într-o clădire nouă cu o inimă veche, cu o inimă care nu are iertare, cu o inimă care nu are dragoste. De aceea, dacă se remodelează clădirea asta, Doamne ajută să, vă, să fie remodelată și inima. Doamne ajută să fie remodelate familiile. Doamne ajută să fie remodelată legătura frățească din biserică. Pentru că noi putem spune și cântăm frumos că așteptăm pe Domnul. Dar nu-i totuna să aștepți pe Domnul și să iubești venirea Domnului. Apostolul Pavel spune atât de frumos lui Timotei în capitolul 4. M-a luptat, luptat cea bună. Mi-a misprovit alergarea. Mă așteaptă cu luna. Și el spunea, pe care Domnul, judecătorul ce drept, mi-o da, dar nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Domnului. Aș vrea să vă întreb, Iubiți venirea Domnului? Noi o așteptăm. Noi așteptăm să vină. Dar știți ceva, Doamne? Nu veni anul ăsta, că anul ăsta trebuie să termin casa. Anul ăsta vreau să mă mut în casă nouă. Nu vine anul ăsta, că anul ăsta mi se mărită fata. Termină băiatul facultatea. Frași și surori, când am vrea să vină Domnul? Și Duhul și merea să zic, vină Doamne Isus. Doamne, ajută-ne să dorim și să iubim venirea Ta. Ne aduc aminte de multe ori, de multe ori, de salutul fraților din Africa dat odată. și au întrebat cineva, unul din frați, ce să spunem fraților noștri români de pretutindeni, din America, din Europa. Și un bătrân african, cu ochii în lacrimi, a zis, noi nu suntem celoși pe frații noștri români. Noi iubim și, într-adevăr, să știți că africanii iubesc poporul român. Pentru că noi românii ne-am implicat cu dragoste. și de ce? Pentru că am crescut. Am crescut în vremuri grele. Am crescut stând la rând, la ulei și la zahăr, la cotă. Am crescut mâncând poate o dată pe săptămână carne. Am crescut dormind patru în pat. Am crescut luând hainele și ceea ce tinerii de aici nu știu. Habar n-au nici cei din America. Ei cred că sunt povești. Am crescut luând hainele de unii la alții să mergem la adunare sau să mergem la școală. Ca nu sunt povești. Și noi de aia înțelegem pe cei săraci, pe cei care sunt nevoiași. Și el spunea, noi nu suntem geloși pe ei. El fusese și a văzut cum să teau românii în Anglia. Și a zis, noi nu suntem geloși. Ei au clădiri frumoase, ei au case, au o stare materială. Dar el spunea, noi în Africa ne rugăm și ne așteptăm să vină Domnul Isus Hristos. Frașii și surori, Haideți în vremea de acum, haideți începând din seara aceasta, să ne uităm în viața noastră cât de mult îl iubim pe Domnul. Și dacă îl iubim pe Domnul, dacă într-adevăr îl iubim pe Domnul și nu doar spunem că îl iubim pe Domnul, haideți să se dovedească în viața noastră că îl iubim pe Domnul. Să se dovedească în felul nostru de trăire frumos, ca în timpul zilei, ca fia luminii, Să se dovedească în în neighborhood în vicinătatea unde trăim, la locurile noastre de muncă, la, la, școlile noastre, în societatea în care trăim, să se dovedească că suntem copiii lui Dumnezeu, să se dovedească în relațiile noastre dintre noi ca și frași și lor, ca și parte în trupul lui Hristos. Să se dovedească că, într-adevăr, noi așteptăm pe Domnul și să nu ne lăsăm înșelați. Există învățătura aceasta că mântuirea nu se poate pierde. Dar aș vrea să vă spun și din pildă aceasta, Cuvântul Domnului spune, da, el drept răspuns le-a zis, adevărat, adevărat, adevărat vă spun că nu vă cunosc. E o mare înșelătorie. Cea mai mare înșelătorie, vorbeam astăzi cu niște frați. Adică, ucenicii au suferit. Apostolii au fost răstigniți, au fost bătuți. Apostolii au avut de suferit. Înaintașii noștri s-au adunat prin păduri. Creștinii de s se adunau în catacombe și unii au fost arși pe rug. Și noi din viacul 21 să trăim bine, mersi și să vrem să mergem în aceeași împărăție cu ei. Să ne meargă doar bine. Ce falsitate! o învățătură drăcească asta. Este o învățătură drăcească. Și tare prinde bine și la tineri și la alții. Că Domnul a făcut tot și noi nu trebuie să facem nimic decât să trăim bine. Că dacă cumva îți merge rău, ești cumva ești al celui rău, ești pentru perzare, nu ești pentru mântuire. Frași și surori, Domnul a făcut tot ce a trebuit pentru noi, dar noi avem partea noastră de lucrare. De aceea să ne ajute Dumnezeu ca să nu ne pierdem cu unul. Să ne ajute Dumnezeu să nu fim oamenii care luăm ușor cuvântul lui Dumnezeu, ci să fim oamenii care în vremea de acum ne uităm la noi, ne cântărim fiecare personal și când va trece Dumnezeu prin Biserica Domnului, chiar dacă veți fi la casele voastre sau veți fi, tineri vor fi la camp, Domnul să lase har acolo între tineri, să aprindă un foc care să se audă până în America, să fie focul Domnului și să știți, focul Domnului, știți ce arde? Arde cei rău, arde pretențiile noastre, are în în noastre, are tot ce e rău în viața noastră, dar focul Domnului ne face bine sufletului nostru. Să aud că Domnul o aprinde un foc la campul de familii și o familie care vor merge acolo și toate familiile Domnului să nu mai fie probleme în familie, să nu mai fie necazuri, să nu mai fie divergențe, să nu mai fie probleme și, și vorbe și judecați, ci într-adevăr să se cunoască că într-adevăr aici lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și credința noastră crește. Haideți! să mulțumim, Domnului, pentru timpul acesta și să ne rugăm, Domnului, ca Dumnezeu să lucreze în biserica aceasta. Dar în mod special, ceea ce v-am spus la bun început, vă spun din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu vă va pune la încercare. Dumnezeu va da niște examene unor suflete și unor familii. În mod specific, Domnul nu a arătat. Dar întreabă-te tu, nu cumva ești tu? Se întrebau ucenicii la masă Domnului, nu cumva sunt eu? Unul dintre voi mă vinde. Nu cumva sunt eu? Se întrebau. Doamne, dă biruință poporului Domnului. Și dacă cumva Domnul va a să mai vin vreodată pe aici, să pot să aud că Dumnezeu a lăsat semne de îndurare. Și lucrarea de renovare și de refacere să lucreze Domnul cu o crotire, să vă dea biruință, dar mai presus decât biruința asta pământească. Când vă veți aduna din nou într-un sanctuar nou, să fie o noiere în Duhul Minții, să fie o noiere a credinței, să fie o noiere a inimii și Dumnezeu să fie lăudat.